astăzi data de 28.02.2023. Suntem prezenți 11 consilieri, dintre care prezenți online 2 consilieri. În afară de punctul numărul 7 de pe ordinea de zi, toate proiectele au primit aviz favorabil din partea comisiilor. Punctul numărul 7, proiecte hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022 al RLP Opor Silvic Ghimeș-Făget era. Avizează comisia numărul 3, deci acesta este proiectul de hotărâre care se retrage de pe ordinea de zi, neprimind aviz favorabil. În afară de acest proiect, toate proiectele au primit avizul favorabil. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Cine... Doamna contabilă a corectat. Da. O corect și-o adus, nu? Da. E bine. Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci toți pentru. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2023 și a ședinței extraordinare din data de 15.02.2023. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Nu am fost la ședințele extraordinare. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022 al Comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 3, inițiator primarul Comunei. Vă rog, domnul primar. Aici am discutat în ședință de comisii, am clarificat, erau unele lucruri care trebuia să clarificăm, a fost contabilitatea, a făcut unde era greșeala, a remediat. Am primit aviz favorabil, în mare parte. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Toată lumea. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022 al Serviciului de Apă și Canal, Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 3, inițiator primarul Comunei. Execuția bugetară pe care am discutat. Nu are rost să mai discutăm, că am discutat. Avem avizul. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru elaborarea amenajamentului silvic al fondului forestier, proprietate publică aparținând Comunei Ghimeș-Făget. Punctul 1. Ghimeș-Făget, județul Bacău, cu suprafața de 2448,60 hectare. Avizează Comisia numărul 1, inițiator primarul Comunei. Aici am discutat în comisii, domnul Antal a ridicat problema. Asta și... Vă rog să treceți în proces verbal ce am discutat, ce am ridicat problema. Problema fostului, adică care a trecut timp de 10 ani, cum a fost respectat? Am spus acum, amenajamentul. Că trebuie consemnat în proces. Nu a fost respectat deloc pe amenajamentul și am zis că ce nu s-a făcut, la degajări, la curățit, la punere în valoare, totul am vorbit. Treceți, vă rog, în procesul verbal. Consemnați în procesul verbal. Care este costul amenajării? Costul amenajării, am uitat să întrebăm, dar când am discutat noi anul trecut, am găsit la 70 și ceva de lei hectarul plus TVA, parcă, nu? Am cerut, așa am înțeles, din mai multe locuri oferte, care era cel mai bun. Dar atunci am discutat, cred că într-o ședință, dacă mi-aduc foarte bine aminte, tot așa am discutat anul trecut de costurile respective. Nu am văzut la buget prins acolo. La bugetul de... Da. Trebuie să fie la acolo. La acolo este... Da, este la da, anul trecut deja am aprobat-o.
cheltuiala, că deja trebuia să facă niște hârtii, niște și așa mai departe. Anul trecut deja am aprobat-o la rectificare bugetară. Dar sunăm să vină înapoi și să zică mai exact. E ca dacă am aprobat anul trecut, acum de ce să reluăm discuția? E vorba de 2448 de hectare, 6. 2448,6. Asta am zis cu 76, mi se pare. Mă scuzați dacă am zis prostii, poate, dar eu așa mi-aduc aminte. 76? Da, nu mai avea, e undeva la 100 de lei. Nu mai. Fără TVA, mi se pare. Nu mai, da, asta e fără TVA. Alo, domnul șef de cu ce sumă am aprobat noi contract pentru contractul pentru amenajamentul silvic? Cât e hectar? 75 de lei. Plus TVA. Plus TVA. Plus TVA. Exact. Mulțumesc foarte frumos. 75 de lei plus TVA. Știam că ceva 70. La 183.675 plus TVA. Da. Plus. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Toată lumea pentru. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de servitude către Delgas Grind S.A. asupra unei suprafețe de 2717 metri pătrați, teren situat în intravilanul Comunei Imeș-Făgeta, vizează Comisia numărul 2, inițiator primarul Comunei. Aici vin să schimbe niște stâlpuri și trebuie să dăm servitute, adică trebuie să lăsăm să lucreze. Deci sunt acolo unele stâlpuri, sunt unele stâlpuri pe UAT, adică cum ar veni pe domeniul public, dar mare majoritate sunt pe proprietăți private, la care trebuie să meargă și acolo să aibă acordul lor. Adică noi dacă dăm acordul nostru, ei știu. Pe cealaltă parte trebuie să mai ceară un acord de la persoanele fizice. Am văzut cazuri în țară unde n-au cerut acordul proprietarului și au făcut stricăciuni. Și da, de pavule. Da. Așa că o să... Dar nu, este proiect, au dus aici proiect, domnul Lască de la Urbanism a verificat, s-a uitat care treaba, de aia am propus către Consiliul Local, adică fără a nu fi consultat cu nimeni, nu aș fi propus. Dacă se fac lucrări și se schimbă... Ar trebui să facă peste tot lucrări, dar asta e problema, că nu se face. Singura chestiune, asta e problema, că peste tot avem probleme cu tensiune, adică avem, ar trebui schimbate transformatoare, avem probleme la Răchitiș, Bolovăniș, curent foarte slab. Noi, în privința asta, am depus și cereri către ei, dar încă nu am primit niciun răspuns, cred că nici nu o să primim, nu mai facem cereri și așa mai departe. Păi știți că mai nou cu extinderile de rețea, de exemplu, adică le-au pus doar în atribuția primării, UAT-urilor. Nu în totalitate, dar se face în așa, s-a făcut în așa fel încât UAT-urile se insiste pentru extinderile de rețele prin zone, de exemplu. Că până acum vineau doar către ei cererile directe de la persoane sau... Dar acum UAT-urile trebuie să facă solicitare. Probabil anuală, că ei știi cum e. Dacă se adună cererile, până vor ajunge să... Domnul președinte, mă scuzați. Mă scuzați, domnule, că am 10 minute, că mă caută de la București și trebuie să telefonul să clarific ceva. Revin, dacă... Nu. Trebuie să continuați ședința. E domnul viceprimar aici și... Da, pot să... Da. E stat Chineș. Deci astea sunt punctul Ghimeș, nu? Da. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea... Supun la vot proiectul cu numărul 5. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Toată lumea pentru. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul... S-a fost retras. Bugetul nu, execuția. Pe anul 2023, ARLP, Ocolul Silvic, Ghimeș-Făgeta era, avizează Comisia numărul 3, inițiator primarul Comunei.
Asta a fost discutat. Cred că au pus fiecare întrebări și clarificări, dar... Da. Ce am văzut eu, această propunere de buget nu a fost semnată de către șeful de ocol și nici de către contabil. Spre deosebire, cum a fost semnat la serviciul de apă și canal, acolo avem semnăturile. Aici nu sunt. Dar am primit raportul de la domnul șef de ocol. Da, asta până semnat, era o aceată poate omisă. Păi, dacă... Eu am primit așa documente, da, semnate, adică... Da, înțeles, sunt aici. Atunci nu mi-ați trimis documentele care trebuie. Dosarul, da. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se abține. Două. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statutului de funcții și a statutului de personal ale RLP Ocolul Civic Ghimeș Făgetera. Avizează Comisia 1. Inițiator, primarul comunei. Întrebări? Aici, la acest proiect, la statutul de personal, avem cheltuieli salariale 2.155.000 pe anul 2023, iar în propunerea de buget pe anul 2023 avem prins 2.669.000 de lei. Acum există o diferență aici. Da, s-a discutat aici, bonurile de masă, s-a discutat când era de diferență. Care este cauza? Bonurile de masă? Diferența. Nu s-au prins bonurile de masă? Bonurile de masă, benzina, ce nu s-a deprins. S-a discutat la masă. Discutăm. Da. Și atunci a ieșit suma. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Punctul numărul 9, diverse. Cine vrea să ia cuvântul la punctul numărul 9, la diverse. Luați la rând, domnul președinte. Vă rog, domnul Tancu, domnul Tăcar, domnul Andrei, domnul Hăinală, domnul Da, puneți-vă. Am discutat un pic și în comisii cu domnul vicepreședinte, pentru că aici. Am spus că sunt solicitări pentru... Au venit primăvara, ușor-ușor a început a reapărea gropile. În zona de Tărhăuș, de partea de sus, să vedem persoane care au zis că ar trebui un pic ajuns să repare, și Bolovănișul, dacă se poate. Am înțeles că suntem în perioada de lucrări, bineînțeles că... Nu. Încercăm să banii care se fac să se pună la lucrările care se vor executa pentru finalizarea drumului. Dar între timp, dacă să mai pun și pentru întreținere, da, sau se mai poate face ceva. Nu total, sunt unele grobi mai mari, adică se vede. Da, dar de rugat că e bun. Dacă, eventual cu grederul. Dacă se poate cu grederul, dacă nu, se da, poate interveni mare, și cu două, trei mașini. Da, dacă așa. Plouat și poșinim, ca să nu știu asta, dacă de iese să dăm cu grederul, da, face mai rău. Nu, e mai rău. Deci mai bine să se completeze găurile. Da. Da, am avut pe Tărhăuș, să știți că a fost la un moment dat în perioada de iarnă, ce că s-au depozitat materiale în nosul de școala sus de la Tăbăcaru. Da, vis-a-vis de școală. Da. Am avut pe cineva care a zis că taful a mers cu lanțurile, a intrat pe asfalt. Trebuie ținut cont de treaba asta, pentru că știți cum e. Atunci nu se vede pe moment. Dar lanțurile afectează zona de asfalt, adică asfaltul, și după aia o să apară. Da, știu de treaba asta,
Și am și fost la fața locului, a fost atenționat și testatorul, agentul. Mulțumesc. Dar nu-i corect, nu. Nu, bă, asta știm și noi. Trebuie să știe fiecare că e vorba de... Da, în mod normal n-ar trebui să miște. Ei au ieșit cu taful, au tras până în drum, locul fiind destul de mic. Da, n-are rost, acum da, din partea dreaptă mers acolo unde avem bazinul de apă, unde e parcarea aia, că acolo lasă taful. Deci, într-adevăr, e o distanță de 10 metri unde s-a băgat ce nu trebuia. O înțeles până la sper. Păi sper să se înțeleagă atât de asta și am spus, ca să nu se mai repete lucrurile astea. Da, mulțumesc mult! Altcineva? Domnul Antan. Amenajarea costă în total 2018.573 de lei. 218.573 de lei. O suprafață de 2448.6 de lei. Asta înseamnă cu TVA, nu? Cu TVA, cu tot. Atât. Ce vreau eu? Cred că ați observat, adică cine a avut timp și s-a uitat la ProTV duminică seara, am avut emisiunea aia faimoasă cu România te iubesc. Unde s-a dat, deci s-a înțeles o idee falsă, deoarece ce am declarat eu a fost scos din context. Ca să nu trăiască lumea și implicit țara, deși asta nu știu dacă o să vadă toată țara, cu ideea că noi am făcut presiune pe domnul Simion să scoată mai mult lemn decât permitea legea, pentru că așa a fost titlul, știți foarte bine că nu e adevărat. Deci și dumneavoastră știți foarte bine că noi am făcut oarecare presiune să scoatem pentru Dumnezeu odată lemnul ăla care era de 2 ani și putrezea pe jos. Despre asta era vorba, ceea ce nu s-a arătat acolo la televizor. Deci au mințit. Și nici faptul că domnul Simion a fost dat afară pentru că e cu lemnul ăla. Avem un raport de 75 de pagini pe care o cunoașteți și dumneavoastră foarte bine. Și dacă domnii de la ProTV vor să cunoască exact adevărul, motivul pentru care domnul Simion a fost dat afară, să vină, am trimis și mesaj și la ProTV și lui domnul Dima, să vină că îi dăm și să ne întrebe orice. Să vină și să, aici, acolo, și să difuzeze ce spunem. Toată fraza, nu? Ce 30 secunde și nu e corect. Deci, atât, atât. Noi nu ne-am ascuns cum s-au ascuns în alte locuri, că nu au stat de vorbă cu ei sau eu știu și vezi, Doamne, am inventat apa caldă. Am fost aici, am răspuns, i-am dat numărul de telefon lui domnul Dima, că el a venit de două ori aici. Cine era acest reporter? Reporterul care a văzut atâtea. Și am dat, la rugămintea mea, i-am dat numărul de telefon ca să ne contacteze dacă mai are nevoie de informații suplimentare. Ceea ce l-a făcut, bineînțeles. Și o dat pe emisiune ce ați văzut și dumneavoastră, ce e total neadevărat. Deci, și cu ele ăla minune ce spune el că, la fel, un motiv pentru care l-am dat afară pe domnul Simion, nici ăla nu este adevărat. Deci el, dacă vrea să implementeze cu ele la ce nu a implementat nimeni în țara asta și nu a spus că e o prostie, e ceva care trebuie studiat un pic mai mult. Au niște costuri și sunt mai multe lucruri acolo. Dar nu a fost un motiv pentru care noi l-am dat afară. Motivele sunt scrise în raportul, deci raportul care a fost înștiințat către noi. Adică acolo sunt probleme destule. Ce a făcut și ce n-a respectat. Conform legii. Adică fără nicio... Dar să vin aici, în fața Consiliului Local, să ne pună întrebări pentru fiecare. Părerea mea este că suntem toți deschiși pe o discuție cu, de exemplu, de la ProTV, poate să vină roșii. Problema e că raportul trebuie dat să citească și mai mult nici noi putem să scurem și la raport. Și la realitatea TV exact aceeași bucată din interviul dat de dumneavoastră, exact numai aceea a fost difuzat că Consiliul conducerea primăria a făcut presiune asupra postului inginer șef. Da, să scoată lemn. Și la putrezit. Nu s-o trăia niciun lemn de pe picior, deci presiunea a fost pentru lemnul ăla care putrezea. Și prețul când trebuia să scoată el, era una, eu la asta m-am referit și știe și domnul Dima foarte bine, că i-am și spus. Atunci era 700 de lei. Lemnul atunci era 700 și acum când scoatem rahatul, că nu mai este lemn, 3-4
400 de lei. Deci jumate. Pentru calitatea ar fi bună. Domnul este bună. Domnul Antal a făcut socoteală, adică fostul domnul Antal, adică șeful de ocol interimar. Paguba pentru UAT Ghimeș Făget, că n-a fost scos la timp, este undeva la 2 milioane de euro, domnilor. Da. Nu la 200, la 2 milioane de euro. Asta ar trebui să plătească cineva. Și atunci ei zic că noi am dat pe săracul afară pe degeaba. Sau n-a respectat, n-a tăiat mult mai mult lemn cât am cerut noi. Cum adică? Noi am cerut ca să scoată lemnul afară din pădure, care era dărâmat de vânt. Da. Dar bine, o să clarificăm treaba asta, poate și prin instanță. Prima dată trebuie să pună în valoare. Asta nu s-a pus în valoare gent. Pe deasupra să nu avem probleme cu ocoarele. Ce ne-a zis ăștia de la 2 milioane de euro? Ce ne-a zis de la ocol? Că cantitatea aia de 100 și ceva de mii de metri cubi face socoteală. Acum e 200 și ceva de lei per total, adică și bun și rău ce mai avem și lemnul de foc. Și atunci, dacă era verde, puteam să vindem atunci pe piață, mergea pe picior 700 de lei metru cub de lemn. De la 700 până la 200 avem 500 de lei numai la un metru cub. Diferență. Era dublu rotunjel, dar zicem că pe picior. Era verde. Era verde. Deci lemn de calitate. Da, nimeni nu cerut să fie scos să ia 100 de metri cub, că au fost și anterior care au greșit, deci nu spunem, nu suntem chiar așa de... știți foarte bine, deci ce se putea, dar atunci aveau cu totul și cu totul alte activități care cum să, pe cine, unde să punem și ne scărbinam pe capul și, noi... Și zice că am oprit camerele, nu am oprit camerele, ați vorbit de treaba asta. Asta a fost prima întrebare. Da, camerele funcționează și acum. Și acum, și încă ceva am montat camere care ia și numărul de mașină, adică stochează numerele de mașină. Nu trebuie să căutăm noi după dată. Ai băgat numărul de matriculare și zice exact în ce zi, ce oră și când a trecut acolo. Adică am mai performat, adică am mai pus camere în plus. Cine face, la cine, dacă tot ați spus, cine face verificare la camerele astea? Sau cine le supraveghează? Șeful de OCO și ceau, cred că. Noi nu avem acces acolo la el. Personalul Silvic. Bă, nu, am spus o întrebare. Da, personalul Silvic. Da. Pentru că... Și conform, adică cum funcționează, nici nu poate să o oprească nimeni. Punct. Dar nici nu... Nu. Înainte când domnul Simion a montat camerele, se mai oprea camerele de luat vedere noaptea. Înțelegeți? În unele zone. Așa cum suntem așa drept, dar trebuie să zicem dreptatea până la zi. Mai dormeau, înțelegeți? Camerele, nu? Acum nu mai putem să oprim camerele, că nu putem să oprim de la aici, de la buton. Că e un server complex care funcționează. Punct. Dar să vină domnul Dima să stăm de vorbă, să povestim care treaba. Sau domnul șef de ocol când a lipit camere de luat vedere înăuntru noaptea la ora 11 și așa mai departe. A luat hârtie, a luat contabilitatea cu ei și așa mai departe, la care noi cu UAT trebuie să plătim o grămadă de amenzi la finanțe, având în vedere că nu avem documentele și actele contabile, pentru ăla nu ne-a întrebat nimeni ce s-a întâmplat acolo. Chiar vă rog frumos și eu pe domnul Dima să vină la fața locului și dăm tot materialul, putem să le dăm. Avem pe stic, avem documentele, avem rapoartele și așa mai departe. Aici, camerele, dacă nu sunt Tu, dacă te uiți pe data, atunci aveți, dacă o mergi, linia verde e continuă sau e discontinuă? Dacă ai acces. Da, domnul consiliere, da, cum o zis, dacă cineva verifică. Da, la cerere. La care verifică? Exact, la cerere. Scoatem, să vedem dacă sunt sau mori. Eu, bine că am venit și eu la diverse, că treaba asta trebuie să discutăm și trebuie să clarificăm. Da, așa a ieșit din toată... Camerele că nu sunt publice, deși asta a fost prima întrebare care el la fel a omis să difuzeze, asta a fost prima. De ce nu sunt publice? Poate sunt subiectiv. Cred că și domnul soț a depus raport. Și nu numai, majoritatea pădurarii au depus raport că nu e ok, pentru că ăla când coboară de pe tărăuși, se uită pe o cameră și când se urcă, pădurarul se duce acasă pe răpiti și mai vede o cameră pe bolovăniști, eu știu că două ore n-are cum să ajungă înapoi și pot să fac ce vreau în pădure, nu? Adică eu
Vreau, nu? Deci, da. Nu știu dacă neapărat. Acum, dacă undeva este... la mijloc, am mai discutat treaba. La mijloc e foarte puțin, dar vigilentul ăla care se uita noaptea la cameră și a observat că s-a întâmplat nenorociri, sunt sigur că poate să vadă și pe... trebuie să coboară undeva cineva. Și pe drum. Și sunt persoane care se uită destul de bine. Păi persoana aia să vină dimineața la șeful de... și fără nume, anonim. Domnul șef de acolo, uitați-vă că în noaptea la... așa s-a întâmplat ceva. E foarte simplu, deci se poate găsi soluția pentru... Slavă Domnului, acum avem camere de luat vedere. Exact, așa e. Național, lângă totul și pe absolut tot. Adică nu ne plângem că nu sunt supravegheate. Sunt. Să vină cu sesizările dacă sunt probleme. Care, într-adevăr, depistează ceva, e simplu. Așa cum avem aproape în fiecare zi câte o... cere de la poliție să dăm camera cu tare ca așa. Aproape săptămânal avem. Și de la lung, ca așa s-au prins niște uți de magazine. Adică nu e ceva care e ascuns și nu are... Na. Am dat, bine, săptămânal aproape cum am dat, trebuie să dăm camera cu tare dacă avem materialul. Da, cum să nu veniți? Ei vin cu sticlu, scoate cum am dat, la revedere. Nu se șterge nimic, absolut nimic. Păi și anterior așa de ce nu se șterge nimic. Nu s-a șterg, era oprit. S-a oprit doar, s-a luat curentul. Da. Cunosc. Dacă îmi permite să completez, e o chestie un pic... Știți ce e un pic urât și ciudat? Pentru că la orice chestie, numai lucrurile rele se pun la în evidență. Pentru că fiecare, ăla care greșește, mai mult ca sigur, care muncește și greșește, poate. Acum, dacă e voi, e rău. Dar asta e tot ceea ce e urât și e rău. Pentru că, uite, iară ne acordăm mult timp, când ne uităm, m-am uitat aici de vreo 10-15 minute, vorbim iar despre trecut. Și tot despre ocol. Și tot despre trecut. Ceea ce noi acordăm câteodată pe prezent și viitor. Da, bine, și trecutul la un moment dat, și ăsta nu e un trecut care... Păi asta e trecut apropiat. Trecut apropiat și trebuia oarecum să definim... Să clarificăm. Am înțeles, de aia și ascultat. Pe care și dumneavoastră, da. În legătură cu el, Express, ce s-a întâmplat cu difuzia, e altceva decât s-a spus acolo. Cine a văzut, știe foarte. N-am văzut. Dar am găsit pe YouTube sau unde, dacă nu vi-l trimit, ca să vedeți că totuși nu, nici pe departe nu s-o... Deci ce-mi place să discutăm față-față da. Față și toată media să o lăsăm pentru alții. Cineva? Băi, de-a se acum. În ce stadiu este proiectul de reabilitare liceu tehnologic la Gimeș? Stadiul este, am trecut de PCT, unde la minister trebuia să clarificăm niște documente din nou. ISU a cerut o altă scenariu de foc, adică până acum a fost aprobat și mergea cu tâmplărie PVC. De acum încolo nu mai poate, am schimbat proiectul, adică am pus termopane din aluminiu și acum este... la minister, chiar acum pentru ăla am ieșit, am calificat niște, la documente niște descrieri și așteptăm să ne cheme pentru CT final, adică să intrăm la Ministerul Dezvoltării pentru a aproba proiectul. Dacă am putut să obțină aprobarea, atunci CNI-ul scoate la licitație execuția și proiectarea la un loc. Ceea ce ne privește pe noi, ceea ce trebuie să, după aia, dacă primim CT-ul final, adică aprobarea finală, atunci o să trebuiască să facem un proiect de hotărâre pentru predarea amplasamentului și școlii către CNI și o să intră în finanțare. Momentan încă este la dezbatere, să vedem când o să fie CTE final, că este lunar făcut un CTE final la Ministerul Dezvoltării. Dacă ne invită, o să mergem și cu la trecut am fost cu proiectantul, el a venit de la Iași, eu m-am dus de aici, am fost în fața unui comisie de 13 sau 16 persoane, nu știu. Sunt acolo, erau foarte mulți. Răspundem la întrebări și sperăm că luăm avizul favorabil de la ei. O să avem microbuze pentru transportul elevilor. Microbuze... Cele care sunt cușa au 20 de ani. Exact. Microbuzele, toată lumea, de la noi ne-a cerut Inspectoratul Școlar Bacău o listă cu microbuze necesare pentru Comuna Gimeș-Făget, anul trecut. Așa au zis că prin PNRR o să achiziționeze Inspectoratul Școlar. Așa am înțeles noi. Am trimis o cerere, avem, acum nu este aici domnul Lască, dar
pe ședința viitoare putem să scoatem pe cu ce data am trimis și câte autobuze și câte microbuze am cerut de la statul român. Momentan nu ne-a dat niciun răspuns. Având în vedere acum o să se fie deschis o axă nouă pentru autobuze, adică microbuze, maxim 8 persoane electrice, pe ăla vrem să accesăm niște fonduri. Noi inițial am pornit ca să cerem 5 bucăți. Nu știu cât o să ne aprobă. Suntem pe linia asta, așteptăm să fie deschiderea ca să putem să depunem cererea de finanțare. Din păcate, altă sursă nu avem. Dacă ne-ar da guvernul, și încă o chestiune, școala respectivă, adică școlile respective, trebuia să ceară, nu acum, că aveți foarte mare dreptate dumneavoastră, că de 10 ani sau, 10 ani sau 12 ani și imediat cad afară elevii. Într-adevăr, așa este. Dar după 5 ani, adică când are deja o mașină publică, după 4-5 ani trebuia să depună cerere atunci și să bată fierul că am mai găsit, am mai primit autobuze din altă parte. Dar noi, din păcate, nu am primit. Noi... Nu, și atunci unde... Problema, unde? Nu, da. Problema, deci hai să nu acuzăm, da. Pentru că acuzăm deja poliția locală a școlilor. Nu, deci solicitări, credeți-mă, da. Exact cum știți și dumneavoastră că s-au făcut și venit cu dumneavoastră, exact la fel se făceau anual. Pentru că îți venea la un moment dat... Dar tot nu am primit nimic. Păi, e o problemă, deci la nivel de țară. Dar trebuie să insistăm. Și ăla, o spunem în continuare, pentru că, da, poate noi, cineva nu altă auzi. Parte, care nu aparținea de ISJ și nu aparținea de Consiliul Județean sau de Stat, noi am primit, dar și care folosim. Adică, noi avem de la Asociația Ceangăirul un autobuz de 8 locuri care folosește toată lumea, inclusiv muncitorii de aici sau când avem nevoie. Am primit din Ungaria un alt autobuz care iar folosim noi, școala și așa mai departe. Am primit un autobuz de 33 de persoane care am putut să pornim pe toată comuna. Adică fiecare dimineață face cursă de la Buha până la Ghimeș. Adică iar, și de la școala Făget și de la școala Ghimeș. Și absolut toată lumea. Încercăm, dar mai mult nu avem de unde. Și nici finanțele, adică bugetul nostru, nu permite să mergem să achiziționăm acum cu 100-150 de mii de euro un autocar sau un autobuz nou. Nu avem cum să achiziționăm în anii ăștia care vin. Numai prin program... Ar trebui să fie o prioritate. E vorba de elevi, de atâția elevi. Și trebuie făcut ceva. Deci, noi în momentul de față, primăria nu are proiect depus la PNRR. Cu autobus sau are? Trebuie să facă. Nu are. Deci nu are proiect depus la PNRR. Pentru că eu am înțeles așa. Banca nici nu s-a deschis. Sunt primării din județul Acru care au depus pe PNRR și deja li s-a aprobat cererea de finanțare. Și aici pot să dau exemplu primăria de la Colunești, de la Berzunț și Răcitoasa. Da, mi se pare. Ia mutat să vedem care e treaba că nu. Dar și au semnat cererea de finanțare. Dar n-ai cum să semnezi cererea de finanțare dacă proiectul dacă de la 1 martie. Dacă nu s-a depus, nu s-a dat drumul. Atunci lista aia... Au fost prinse, doamna secretar. Da, sunt adevărul. E făcut de publică lista pe internet, o găsiți. Dar prin ce program? Că prin PNRR, acum noi am primit hârtii de la PNRR, că pe axa o să fie deschis de pe 1 martie. Dacă era, dacă e pe Arghersalini... Da, ia ceva. Arghersalini, noi... Știți foarte bine ce am avut. Am avut 3 puncte pe care voiam să merg, să le prindem în Arghersalini. Din care știți foarte bine că am prins cu 20 de milioane canalizarea. Care la Arghersalini, dacă mergeam cu 2 microbuze, sigur că o luam pe aia. Și stăteam cu restul. Deci știu că este o prioritate. Nici pe departe nu spun că nu. Dar noi pe Arghersalini am mers cu ăsta 3 proiecte destul de importante, cum fotbalul, Vărnișul, celelalte drumuri și canalizarea. Din care drumul nici să nu visăm că nu ne dă și până când nu avem alte multe lucruri și deodată canalizarea care, da. Dacă am fi avut lucrurile astea, atunci puteam să cerem 20 de autobuze și în PNRR sunt prevăzut bani pentru... Da, păi asta e de luat. Și atunci hai să facem și noi un proiect și să cerem. Deja contracte făcute. Dacă nu este proiect. Pe PNRR fără proiect nu cred că se
Mâine se publică ghidul. Eu poi mâine am de pus deja. Ceilalți cum au făcut, doamne? Nu știu. Dar nu știți dacă au făcut. Cum să nu? Prin PNRR s-a făcut. Da, bine. Ne interesați pe internet și... Nu. Dar de când ați adus hârtie? Mă, o să aduc. Bă, o să da. Aduc. Doamnă, treceți acolo care comune și ne interesăm. Poate nu am, noi n-am da, avut... Posibil da, posibil să... Da, nu zic nu că excludem, pe la urmă. Noi până acum, prin PNRR, ce a fost peste tot, am depus cereri de finanțare. Încet, încet, semnăm și contract. Mai mult n-am avut unde să punem, că n-am avut pe ce să pun. Da, sunt... Da, bine, aici dacă... Dacă am greșit și am omis noi date care... Da. Recunoaștem, da, că până la urmă nu suntem, spus, da. Nu? Cererea de finanțare s-a aprobat pentru asta. Ne uităm. Vă mulțumesc. Vă doresc o zi bună. Îi declar ședința închisă.